Salutare tuturor, bine v-am găsit aici la un nou episod cu Schalke. Sau am putea spune, practic, că ăsta este primul episod, având în vedere că celălalt episod a fost așa mai mult de introducere, de prezentare a echipei și, desigur, acum, de fapt, de-abia începem transferuri, nebunii, cum construim echipa asta, să o aducem de aici, din ruină, din, practic, Liga a doua, ar fi zis așa, în realitate, înapoi, acolo sus și, cine știe, ținta supremă, Champions League. Ai, ce mișto ar fi. Dar, înainte să începem, vreau să fac așa o mică paranteză și vreau să vă mulțumesc din suflet, din inimă, pentru fiecare susținere. Susțineți acest channel în continuare și eu vă apreciez și vă respect foarte mult. Susținerea voastră însemnând, desigur, un click pe acel like, un share, poate la prieteni să mai se aboneze, să ajungem și noi, Doamne ajută, la 100.000 de abonați. Și desigur, chiar și un comentariu simplu, cu forță sau cu nu știu ce, sau știu și eu ce vă vine. Vă mulțumesc foarte, foarte mult. Haideți să strângem măcar 300 de like-uri și de ce nu acolo câteva comentarii. Vă mulțumesc foarte mult. Hai să trecem la treabă. Avem aici o primă ofertă de la Benfica pentru apărătorul nostru Salif Sané. Prima ofertă, jocul zice că aș putea să cer pe la 16-17 milioane pe acest jucător. Eu mă gândeam la 20. Bă, nu știu dacă Benfica va putea să ne ofere această sumă, dar bine, practic este o echipă foarte bună la Portugalia, deci eu cred că ar avea bugetul respectiv, dar desigur nu știu dacă vor și oferi, știi, dacă vor scoate așa din safe, să spun așa, bănuții. Aici cercăm 18, deci practic am redus 2 milioane din prima mea ofertă. Ok, văd că tot nu ne iese. Hai să încercăm 17. Nu, 16. No. Am o impresie că nu să ne iasă, că am văzut că nu negociați niciun pic Benfica. Da. Când văd că o echipă se ține pe picioare, să zic așa, deci dacă îți oferă o sumă și tu încerci și iar vine suma aia și apă iar suma aia, e clar că nu vor mai mult. E greu, dar știi cum e, trebuie să fii puțin tare pe picioare. Dacă vrem să facem bănuți, trebuie să fim serioși, să fim pregătiți, așa, să ținem de acei jucători. Și aici vine ofertă pentru Omar Mascarell, care am zis că parcă l-aș păstra așa de rezervă, vine ofertă de la Galata. Având în vedere că e un jucător care este pe transfer list, îți dai seama că eu am să cer mulți bani. Dar bine, nu mulți. Cât? Ei mi-au oferit 6 milioane, eu poate să cer 10. Hai să zic 10 milioane dacă îmi dați, e ok. Practic valoarea jucătorului 5 milioane, eu cer dublu, deci na. Dar, din câte se bine vede, cred că nu o să ne iasă. Hai să încercăm din nou faza aia cu 9-9-9-9, care până acum nu mi-a mers. Schalke văd că e cam imună cu faza asta. Dic, bă, dic cerbu, bă, ce zgârciți, bă, nene, mă. Hai, na, 8-5, na, hai, a mai lăs de la mine. Atunci lasă-l acolo, mă, că nu-i transfer list. Ăla el. Bă, dat, aoleu. Se pare că eu mă gândeam, bă, ce jucător să cumpăr, numai 20 de milioane și am nevoie pe atâtea poziții de jucători, cum să procedez, pe cine să iau, pe cine să aduc. Dar, de fapt, problema mea cred că va fi mai mult treaba asta, că, bă, să vând. Bun, hai să încercăm din nou. De data asta, Beşiktaş ofertă pentru Raman. Din nou vom încerca 5 milioane, 4 milioane, 500 chiar și însă și 4 milioane voi accepta dacă chiar nu ne iese nimic. De fapt nici nu încerc cu 5, începem cu 4 milioane, 700, așa ceva pe acolo. 3 milioane, 250, slăbuț, slăbuț, hai să încercăm 4, 450. Aole, așa repede. Frățică, va fi greu. Va fi greu, dar ar trebui și eu să mai transfer. Uite că în jurul meu s-au făcut o grămadă de transferuri. Avem un buget de 22 de milioane. Bun. Deci avem mare, mare nevoie. Clar, de un râb, lb, avem nevoie imensă. De un jucător pe poziția asta, zic că și atacul ne-ar trebui ceva, dar pe rumen să zic că se mai mișcă. Să dăm un râb, lb. Și, ce striker, de ce nu?
Poate și un portar n-ar trebui. Deci e nebunie curată ce se întâmplă aici. Hai să vedem. Un râb ăsta încă este acolo cu scoutul. Asta ar fi mișto, dar desigur mult de voluat, dar este o opțiune, să zic așa. Iarăși ăștia cu scoutul. Ok, Vagnoman ăsta, am înțeles că și ăsta evoluează binișor. Ok, este 19 ani ăsta, Frimpong, care are și are un potențial de 80 plus. Oarecare ar fi mai ieftin? Cred că germanul, așa-i? Cred că germanul ar fi mai ieftin decât ăsta, dar hai să vedem la pace. 83, pace. 92! Holy shit! Wow! Wow, ce viteză are holandezul! Hai că încercăm să luăm atunci pe băiatul ăsta, Frimpong. Dic, ce viteză are nebunul! Ăsta e iepure, mă! Hai să încercăm, ce jucător la schimb, încercăm footbacks, aș vrea să vând pe ăsta, ca de fapt pe toți. Ok, hai să vedem, vi-l dau pe ăsta de 31 de ani, ce ziceți, așa, și ca și transfer budget vă mai dau 4 milioane, cost ar fi pe undeva la 5.700.000. N-aveți nevoie de acest jucător. A, da, 10% că ar fi v-aș fi dat banii aia. Dar așa nu-mi iese calculele, să zic așa. Centerbacks, n-aveți nevoie de un centerback, de un ceva pe aici. A, bă, de ăștia la care se retrag. Stai. Băiatul ăsta, Lagner, băiatul omul și pe mine. Ok, vă dau 5.500.000 plus portarul Lagner. Nu, n-aveți nevoie de portari. Striker, vi-l dau pe Huntelaar, care valorează 1.000.000. 5.000.000 plus Huntelaar, ce ziceți? Nu. No. Ok, 6.000.000 rotund și banii jos, hai să trecem la Achite. Perfect! Ok, 6.000.000 este chiar foarte bine. Este chiar foarte bine, jucătorul este cotat la 5.500.000, eu le iau cu 6, deci e ok. E foarte, foarte, foarte ok. Important, stai liniștit că cred că vei fi crucial la noi la echipă. Pe 5 ani 100%. Uite așa, release clause, nici să nu te gândești, deny. Ok, trecem mai departe. Încă un pic. Așa, salariu. Îți dau 15 și la semnătură 119. Ce zici, bro? Da, that's a reasonable offer, super, semnăm actele, țaca, paca. Ia uite, ne-am găsit un jucător râb de mare, mare talent, de mare potențial aici la Schalke. Direct îl și pun în primul 11, că chiar avem nevoie de un râb, chiar avem nevoie de un mare nevoie de un râb. Uite așa, l-am și pus acolo. Perfect, deci avem un râb cu 90 pace. Dumnezeule. Ok, beton. Lâbu, știi ce? Stai, unde era lâbul ăla de vreo 17 ani? Oare asta era? Cealhanoglu, cred că el era, nu? Dar n-are defending. Uf. Am vrut să-l pun pe ăla, știi, tânărul. Da, Cealhanoglu era, dar nu... Nasol. Poate că ne va trebui și un lb. Hai să vedem. Bugetul nostru în momentul de față 16.000.000, foarte bine. Hai să vedem din nou Transfer Hub. Ne căutăm de data aceasta un jucător pe lb. Încercăm să ne consolidăm apărarea cât de mult putem. Din nou aici pe lb am câțiva jucători, chiar și nemți. Unul este Luca Netz, care știu că și ăsta evoluează bine, numai că e mult de lucru pe el. Katterbacht, care cred că l-am luat prin FIFA 19 sau 18, nu mai știu, dar știu că evoluează foarte bine. Mai este, desigur, Agu, care are așa un potențial mișto. Îmi place pace-ul, Dic 90, Dumnezeule. Ar fi bine acest olandez, care, desigur, nu e cotat să evolueze, dar, desigur, este foarte bun acolo. Wow, uite la asta, bă! 20 de ani și deja e la 30 de milioane.
Mamă, bă, ce prețuri râs deja prin jocul ăsta. Tot mai greu e să faci un Rotoglory. Bun. Deci, asta mi-ar fi plăcut mult, dar desigur se vede că nu îl putem lua. Acum hai să facem comparație între Agu, Felix Agu și Katerbach. Agu, într-adevăr, nu prea are strength, ceea ce nu prea îmi place, dar are viteză genială, are și stamina foarte ok, nu prea are standing tackle, așa că o să scădem foarte mult să le volum. Nici asta nu are strength, 74 accelerații, este cam slăban pentru un LB, deci cred că am să mă duc pe Agu sau stai să ne uităm și la băiatul ăsta luat? Na, e slăbuț. Da, bun, cred că da. Nu știu cât ar fi ăsta, Sick Graven. Dar mai degrabă le iau pe Agu. Hai să vedem, hai că luăm pe Agu. Agu, Agu, Agu. Lululu. Așa. Vă dăm swap. Hai că vi-l dau pe... Pe. Vi-l dau pe băiatul ăsta. Ce este? La râbâu de... Așa. Pe ăsta are 30 de ani. Ce ziceți? Și vă dau 2 milioane. 2 milioane plus Oxygpa. Că vi l-ar trebui pe ăla. Super. Remove Salon Clause. Fără Salon Clause. Nu facem noi măgării de astea. Dar atunci vă dau 2.5. Ce ziceți? 4. 3 milioane. Cu ăla ar fi 4.700.000. 3.300.000. Ok. Sigur, batem palma. Perfect. Și așa ne-am și scăpat de un jucător. Mai ales cine știe ce salariu mare avea și băiatul ăsta, Bastian. Dar așa măcar știu că iau un tânăr de viitor aici la echipă. Schalke, desigur, redevine pe peniera Bundesliga. Prim, ia uite așa, prime. Aici cum mai frumos sună în engleză. Așa, foarte bine, va fi rotation, desigur, cred că va fi titular, dar, mă rog, nu trebuie el să știe. Ok, hai să dăm salariu, 8.000 de euro și la semnătură 50, ce zici? Da, reasonable offer, perfect, super, batem palma, bine ai venit Agu la Schalke, unde, desigur, crede-mă, te vei dezvolta așa cum trebuie. Și ololololololo, deja parcă mă simt mai bine așa cu jucători de calitate aici prin echipă. Sau mă rog, cu potențial de evoluare. Ok, hai că l-am și pus acolo pe Agu. Așa, perfect. Bun, deci avem așa. Un super LB aici, desigur, care o să scrie repede să intru în acolo să nu uit. Ia uitați că asta și fac acum ca să nu uit. Că la jucătorii ăștia care am luat acum, Agu și respectiv celălalt de pe RB, deja au un pace foarte, foarte mișto, deci vreau foarte mult să îi pun pe defensive, știi, deci ia uite așa, defensive wide back, să facă slidings, defensive awareness, tot acolo, nașpa cu slide tackle, că o să-mi trebuiască alte faze, de exemplu wide back, și dacă lăs pe balanced în 20 de săptămâni, evoluează practic cam peste tot. Și dacă îl pun pe defensive, e 14 săptămâni. Nu, lăsăm pe defensive, trebuie acolo foarte mult să evolueze. Ăsta de 17 ani, care încă per moment mai rămâne cu noi, pe ăsta lăs balance, că văd că mai crește și pace-ul. Kabak, care îți spune capac, mă lași că am lăsat peste tot și pe ăsta, că măcar mai face acolo cu pace. Da, asta, așa, frimpoc. Perfect. 26 săptămâni, nu stai liniștit că te pun defensive și uite 16 săptămâni, ally reaction, stamina, aggression, tot frumos acolo să fii un CB, un RB de mare calitate, de anverbură. Mamă, cum sună asta. Ok, acum să mai și vinde, că asta este pe moment problema noastră, că am rog că am reușit să mai cumpăr cea jucător și mă ajută. Ia uite că nici nu știu că am bază de juniori. Promotor senior. Am înțeles, deci ăștia deja erau aici. Oh, 94! Ololololololo, nu-i rău. Ăsta e cam slăban. Și ăsta e cam slăban. 81 iarăși este slab. Asta e deloc din Rusia. Ok, nu. Restul e la șosapă. Ăsta din Corea, știi care chestia? Nasolă, că are 43 overall.
până le volezi pe ăsta, te mâncă câinii. Mai ales că jocul ăsta că au scos treaba aia cu training, știi? Că training-ul ăla te mai ajuta mult. Ok, Can Rocker și Scouter au mai terminat. E greu așa cu Scouter restrâns. Restrâns și puțin. Țacapaca? Da, ne-am descurcat cumva. Am găsit un lb, un rb. Acum o să trească și acolo un st neapărat. Eu zic că clar ne trebuie un st de ăla de calitate. Din nou vine o ofertă pentru Nastasic care nu este de vânzare. Nici nu negociez. Nu are rost. Nu are rost, din, mai ales din faza că, bă, nu pot să fac nimic pe aici. Da, ce să zic. Ia, ăla e în sfârșit. Salef Sane, 16 milioane poți să cer pe el. Eu clar voi cere mai mult, mai ales că este Sociedad. Ala e, la Sociedad trebuie să se ducă. Au ăștia bănuți, trebuie să am eu grijă cum negociez. Ok, hai să vedem. Și jocul 16, eu zic 18 atunci. Aș fi vrut 20, dar știu că nu se poate. Oh! Sau poate s-ar fi putut. Din prima, Sociedad ne acceptă oferta de 18 milioane. Superb, superb, 18 milioane, practic cât a fost bugetul nostru de transferuri direct din start. So, yeah, super. Ok, beton. Asta ar fi un transfer bun, chiar bun. Oh, ce mișto, de Calaba la Milan. Ce mișto e transferul. Ok, din nou Scouter. Ia uite acolo un loan, hai să vedem. Sper ca de data aceasta să fie o echipă unde se poată juca asta. Strasburg. Nu. No. Nope. Asta e iarăși nașpa, mă, loan-urile astea sunt vraiște în jocul ăsta. Ok, două transferuri. Hai să vedem. Să vedem ce se întâmplă cu acel Sane. Poate reușim să-l vindem și pe aceea tot. Da, l-am vândut. Foarte bine. Ouleu, din 18 milioane joc. Clubul ne dă doar 13 jumate. Auci. Dar Osasuna, mare atenție, Osasuna îl vrea pe Mustafi. Ăla-i bă, nene, mă. Hai că vi-l dau. Vă fac ofertă, de ce nu? Numai să mă scap de el. Ok, perfect, Osasuna. Bine te-am găsit. 14 milioane, de 4 milioane peste practic valoarea sa pe piață. Oh, ok, nu vreți să plătiți 4. Ok, hai să încercăm 2. 2 jumate. Hai, 2 jumate. Da. Ok, hai. Fie după voi. 11, vă rog eu, un pic acolo peste cota lui. Frate, de la 10.700 la 11 n-ați vrut? Ce joc căcat e ăsta, mă? Come on. Nimeni în realitate n-ar fi refuzat asemenea ofertă. Și da, acum s-a schimbat fundalul cum e, cum e Bundesliga. Ok. Dar ce ciudat arată, oare. Eu cred că nu m-am jucat cu o echipă din Bundesliga anul ăsta. Că nu rețin nu rețin background-ul ăsta. Chiar nu-l rețin. Deci e nou. E interesant cum e așa cu roșu. E un pic ciudat așa până mă obișnuiesc. Dar trofeul e fain. Trofeul îmi place. Dar bun. Bine, parcă s-a trezit universul, mă, și în sfârșit primesc oferte pe jucători. Haleluia, mă, că nu, îți dea astea de 1 milion, de 2 milioane, nu fac eu cine știe ce avere, dar ideea e că primesc oferte și măcar se mișcă bănuții. Loan la Club Bruges, fuck off, pardon my French. Încă suntem în perioada de transfer. Dacă oricum trebuie să fie căcatul ăla de ultime faze, ultime 10 ore. Ok, bugetul nostru este cam de cam strâns cu Salif Sané, 30 de milioane. Plus că avem și foarte mult acolo pus și pe salarii. Deci cam 35, 30 și ceva de milioane este bugetul nostru în momentul de față. Cred eu mai mult ca sigur că ne va trebui un atacant, 100% un atacant. Și acum că a plecat Salif, un KB. Eu zic că m-ai apuca să fie primul transfer un KB. Vreau un KB acolo lângă Kabak și cred că o să-l păstră pe Kabak. Nu știu, comentariul a fost 50-50. Dar mai aștept desigur verdictul vostru. Și desigur un KB
Sau am putea juca ca Bac Nastasi și atunci să caut un câmp mai tânăr, știi, de vlac cu care o să-l joc așa ca și, ca și în schimbări, știi? Și să investesc cam mare parte din buget pentru un atacant. Chiar și mijlocași nu sunt cei mai rapizi, dar cât de cât știi cum e, mai poți să faci o treabă cu ei. Da, deci o să încercăm în episodul viitor un QB, după care să vedem de un atacant. Puf. Nebunie, nebunie. Da, hai, ne oprim aici. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la acest episod. Ne auzim, numai bine, pa, pa.